Bună seara tuturor! Este o ocazie deosebită să fim împreună și să ne urăm de bine. Și producens și tuturor celor ce, într-un fel sau altul, au făcut continuă și vor face pentru lucrarea Lui Dumnezeu. Mulțumesc Trinitas TV! Mulțumesc Trinitas TV pentru ce ați făcut pentru împărăția Lui Dumnezeu. Mulțumesc Speranța TV! Mulțumesc noul A7 TV! Mulțumim. Mulțumim Credo TV. Mulțumim Alfa Omega TV. Mulțumim TodoCens. Dar mai de mai sus de mulțumirile noastre față de voi sunt față de Dumnezeu. Pentru că a deschis uh, oportunitatea să vestim Evanghelia și prin intermediul uh, televiziunii. Uh, zile trecute mă îmbrățișeam cu uh, părintele Doboș și spuneam ce minune, un catolic și un evanghelic se sărută. Se îmbrățișează. Mare, mare minune. Uh, dragii mei, uh, sunt normalități. Dumnezeu ne-a pus pentru o vreme într-o țară să contribuim și să ne facem partea pentru înaintea Evangheliei. ce doresc eu la Prodocens este să fie pro-viață. Alexandra Nadane, mulțumim pentru ceea ce face, Alexandra. Dumnezeu să te binecuvinteze. Să rămână pro-viață, să rămână pro-familie, să rămână pro-creștină, activă în promovarea valorilor creștine în societatea românească, în același timp să ne să facă ca noi ca și credincioși de un fel sau de altul. Să nu uităm că avem o chemare pentru o vreme. Avem un timp al nostru. În spuneam, am toată viața. Acum am ajuns să văd că nu viața trece așa ușor. Și uh, le spun copilor mei, uh, când eram ca ei, mă gândeam ce moștenire o să-mi lase tata. Acum mă gândesc ce las eu. Ce va lăsa produce în urma activității ei în, în România? Depinde de noi toți. Noi să ne rugăm, iar ei să rămână, să rămână credincioși Chemării lui Dumnezeu. Un îndemn. Nu vă tra tranzacționați principiile și valorile pe care le declarați astăzi. Aveți un scop, rămâneți cu el. Adaptați metodele, tehnicile, ce vreți voi, dar nu schimbați scopul. Rămâneți la scopul la care v-a chemat Dumnezeu. Și în încheiere, același îndemn. Rămâneți pro familie, pro viață frate Vasile, din când în când mă întreabă, e greu să fii președinte și spun, este așa ușor, greu e să fii soție de președinte. Greu e să fii soție de președinte, pentru că ea are toate necazurile noastre, le revărsăm și, și, asupra ei. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să mergeți pe mai departe, iar noi să înțelegem că avem așa puțin timp la dispoziție și suntem chemați să facem atât de multe lucruri pentru Evanghelie. Și să nu uităm, Mântuitorul Hristos spune, femeia aceasta a făcut un lucru frumos. Și tare mult îmi place când citesc asta. Domnul Iisus Hristos apreciază ce? Frumos. A făcut un lucru frumos pentru mine. Eu astăzi, noi astăzi, putem să facem cel mai frumos lucru pentru Domnul Iisus Hristos, pentru El și Evanghelie, spunând lumii că într-o zi Domnul Iisus Hristos se va întoarce. Cel mai frumos lucru pe care putem să facem. Vă doresc să rămâneți pro-familie, pro-viață, pro-creștini, promovând creștinismul în, în, în România. Și mai mult de atâta, dacă v-aș ura succes, n-ar valora nimic. Vă doresc binecuvântare. Succesul, succesul, bine și pleacă. Binecuvântarea rămâne. Vă mulțumesc!